Islamiștii și rasa galbenă se vor alia împotriva Europei și a creștinilor spre instaurarea unei noi ordini mondiale și pentru punerea în aplicarea planului satanic. Este profeția teribilă făcută de călugărul Iustin Pârvu, părintele care a prevăzut înainte să moară și valul gigantic a refugiaților, spunând, mai sunt 12 luni și vine urgia. Părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Paltin Petru Vodă, trecut la cele veșnice în vara anului 2013, este considerat sfânt și făcător de minuni, de credincioși și obștea călugărească. Părintele a avertizat că Dumnezeu arată semne clare prin care ne anunță să ne pregătească pentru vremurile grele de război care vin. Religia musulmană și puterea rasei galbene se vor alia și vor pune în aplicare planul satanic. Sfârșitul creștinilor nu va veni de la musulmani, ci de la asiatici. Se urmărește de faptul război împotriva statelor ortodoxe, de aceea marile puteri susțin Turcia și statele musulmane. Religia musulmană este mult mai pe placul omului modern de astăzi pentru că încurajează patimile și vicile. Pe de altă parte este puterea rasei galbene. Pericolul este și dintr-o parte și din alta, iar la nivel înalt ele sunt mână în mână spre instaurarea guvernului mondial și punerea în aplicarea planului satanic. Însă mucenicia creștinilor va veni de la rasa galbenă. Cu câteva zile înainte de moarte, întrebat de monah, ce cuvânt lasă poporului român, părintele lui îl v-a spus. Poporul român? Pentru poporul român este un cuvânt greu de spus. Poporul român este un popor biruit, pismuit și forțat, împins, fără stăpân. Poporul e fără stăpân, asta e drama cea mai mare. Toată lumea aceasta e fericită, e bucuroasă, are de toate, dar nu are cine să-i încălzească inimile, să-l poată menține într-o unitate așa. Nu vorbim de ascetismul călugăresc de altă dată. Tot el a lansat o profeție tulburătoare cu cinci înainte de moarte, spunând, e vorba că mai sunt 12 luni de libertate și vine urgia. Asupra României se abate exact același pericol ca în secolul precedent, a mai spus părintele. Vecinii noștri vor să ne sfâșie în bucăți. Ungaria se ia Ardealul, Rusia Moldova, iar Bulgaria cadrilaterul. Dumnezeu va îngândui această urgie dacă noi nu ne vom pocăi, dacă nu ne vom îndrepta copiii către biserică. Eu nu spun că acum sau mai târziu începe sau nu războiul, pentru că, de altfel, creștinul trebuie să fie mereu pregătit pentru sfârșitul său. Dar atunci când Dumnezeu arată semne clare prin care ne anunță cumva să ne pregătim, iar noi nu le luăm în seamă, înseamnă că am ajuns la o nebunie a patimilor în care nu mai distingem ce e bine de ce e rău. Corbirea patimilor în care e cuprinsă această generație este așa de mare încât, dacă văd bombardamente sub nasul lor, nici atunci nu pot lua aminte la ei însăși ca să se pocăiască pentru că Domnul a închis ochii lor ca să nu vadă și urechile lor ca să nu audă. Aceasta a datorit obișnuințelor lor în patimi. Îmi aduc aminte și pe vremea mea, în timpul celui de-al doilea război mondial, nu eram în linia întâi și luptam față în față cu inamicul, înfruntând moartea, iar în spatele nostru la un kilometru se petrecea și se chifuia într-o nebunie. Țăranul murea cu sticla de țuică supat. Era parcă o nebunie, ofițeri împreună cu fermieri, armata, ustașii, toți o țineau într-o chifuială și puțin se gândeau la sufletele lor cum să se pucuiască măcar în al 11-lea ceas. De aceea Dumnezeu ne dă semne ca să venim în noi înșine și să ne pocăim, să mergem la duhovnic, să ne spovedim, să fim împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos care să ne dea puterea de a căuta viața cea veșnică. Așa ca atunci, așa e și acum, în față miroase pușcă, în spatea a am ajuns la o așa stare de lucru încât toate aceste nebunii nu le mai poți opri. Mânia lui Dumnezeu va veni asupra noastră spre a ne aduce la pocăință.